Sunt foarte bucuros în această seară să vă salut, să vă mulțumesc că sunteți aici. A venit rândul meu într-un moment mai nepotrivit, când afară a început să plouă, însă eu știu că dragostea noastră pentru Dumnezeu și dragostea Lui pentru noi este suficient de mare pentru ca să petrecem încă alte câteva clipe în prezența Domnului, gândindu-ne la suflet, gândindu-ne la Dumnezeu. Aș vrea în această seară să-i salut și eu pe fiecare dintre dumneavoastră, bărbați și femei, doamnelor și domnilor. Aș vrea să salut oficialitățile orașului, aș vrea să salut președintele comunității, vicepreședintele, soțiile dumnealor care sunt aici, rugându-mă din suflet harul lui Dumnezeu să fie peste sufletul dumneavoastră, să primiți liniște, pace și bucurie. Am doar câteva momente la dispoziție, de aceea am să le folosesc cu responsabilitate, dar în același timp cu respect pentru dumneavoastră. Și o să vă rog să-mi permiteți în această seară, care este ultima seară a turneului nostru, amintirile frumoase din anii trecuți ne-au determinat să alegem din nou să fim cu dumneavoastră și să încheiem din nou, ca și anul trecut, turneul nostru la Marghita. În seara aceasta aș vrea să împărtășesc cu dumneavoastră un cuvânt din Biblie, un cuvânt de suflet, un cuvânt de viitor, de perspectivă, un cuvânt care este provocat de mesajul unui mare bărbat pe care Biblia îl declară ca fiind cel mai mare om născut din femeie, Ioan Botezătorul. În prima evanghelie dintre cele patru, respectiv cea după Matei, în capitolul 3, sunt câteva propoziții numite versete de cititorii Bibliei, propoziții care vorbesc despre atitudinea acestui bărbat care a avut menirea să meargă înaintea lui Iisus Hristos, Mântuitorul oamenilor, pregătind calea acestuia, pregătind misiunea acestuia. În seara aceasta, pentru dumneavoastră, aș vrea să iau din inima mea cuvântul pe care Dumnezeu l-a pus și pe care îl numesc examenul împăcării. Trăim într-o viață unde tot ceea ce facem trebuie să fie controlat, evaluat, cântărit și examinat. Oriunde mergem, ni se cere să facem dovada abilităților noastre. Ni se cere să facem dovada posibilităților noastre. Ni se cere să facem dovada intențiilor noastre. Atunci când vorbim despre împăcare cu Dumnezeu, vorbim despre un lucru necesar, urgent și important. Împăcarea cu Dumnezeu nu este un lucru ieftin. Nu este un lucru opțional. Împăcarea cu Dumnezeu este un lucru necesar, urgent și important. De aceea aș vrea să vorbesc în această seară în cuvinte scurte despre examenul împăcării. Privind în Biblie, în textul acesta din Matei, capitolul 3, observăm că Ioan Botezătorul stătea la râul Iordan și boteza pe toți aceia care doreau să se întoarcă la Dumnezeu, să se împace cu Dumnezeu, să se pocăiască. El avea următorul mesaj: pocăiți-vă pentru că împărăția lui Dumnezeu este aproape. Și fiecare grup de oameni care veneau la el să fie botezat, el îi boteza și avea următorul mesaj: pocăiți-vă pentru că împărăția lui Dumnezeu este aproape. La un moment dat, după ce foarte mulți oameni au fost botezați și au ascultat mesajul acesta, care de fapt este și examenul împăcării, la Ioan a venit o altă categorie de oameni pe care Biblia îi numește farisei. Când Ioan i-a văzut, a evaluat atitudinea inimilor, a constatat că ei vin să împlinească tradițiile, vin să împlinească liturghiile, vin să facă ceea ce este vizibil, public, material, însă în inima lor nu există pocăință. I-a respins, a folosit cuvinte foarte caustice, foarte agresive, foarte dure, spunându-le: pui de năpârci, plecați de la mine! Și nu i-a botezat. Au fost acolo două categorii de oameni. Unii care au primit botezul și care au primit sugestia lui Ioan: pocăiți-vă pentru că împărăția lui Dumnezeu este aproape. Și a fost a doua categorie de oameni care au fost respinși, pe care Ioan nu i-a botezat, și către aceștia el a spus: plecați de aici, pentru că în inima voastră există venin, răutate, duplicitate și nu pocăință. În această seară, scumpi ascultători, aș vrea să împărtășesc cu dumneavoastră gânduri pe marginea acestui subiect: examenul împăcării. Pentru că împăcarea lui Dumnezeu ne cheamă
la un examen pe care trebuie să-l trecem. Privind în cartea lui Dumnezeu, îl găsim pe Iisus Hristos, Mântuitorul, care stă înaintea Tatălui și rugându-se spune: Tată, a sosit ceasul. Există un timp al împăcării. Acest ceas care a sosit este ceasul acestei seri, când Dumnezeu ne cheamă pe fiecare dintre noi la o decizie, la împăcare cu sine. Există momente pe care Dumnezeu le organizează în viața noastră, în calitate de creator, de director al cosmosului întreg, dar există și momente pe care noi înșine le organizăm, le alegem. Spre exemplu, Dumnezeu organizează ceasul nașterii, ceasul morții și ceasul judecății veșnice. Aceste trei momente sunt privilegiul lui Dumnezeu și El nu cere părerea nimănui. Fiecare dintre noi ne-am născut într-un moment pe care Dumnezeu l-a ales. Fiecare dintre noi vom muri într-un moment pe care Dumnezeu îl alege. Și fiecare dintre noi vom fi judecați, vom fi cântăriți, vom fi evaluați în fața instanței divine într-un moment pe care Dumnezeu îl alege. Nașterea, moartea și judecata sunt momente pe care Dumnezeu le fixează în istoria umanității. Dar între naștere și moarte există un timp numit viața. Această perioadă de timp, mai lungă sau mai scurtă, de la un individ la altul, este examenul pe care eu îl dau în fața lui Dumnezeu. Dacă în timpul acesta numit viață mă gândesc doar să mă căsătoresc, să-mi cresc copiii, să fac carieră, mă gândesc doar să-mi cumpăr o altă mașină, să-mi construiesc o casă mai mare și nu mă gândesc și la sufletul meu și la împăcarea cu Dumnezeu, atunci examenul vieții de aici și examenul vieții veșnice este pierdut. Anii pe care îi petrecem între naștere și moarte sunt darul lui Dumnezeu pentru noi. În primul rând sunt ani pe care îi primim, în al doilea rând sunt ani pe care îi administrăm, în al treilea rând sunt ani de care vom da socoteală. Fiecare dintre noi primim de la Dumnezeu un anumit număr de ani. Fiecare dintre noi administrăm anii aceștia cum găsim de bine. Însă fiecare dintre noi vom da socoteală în fața instanței divine de felul în care ne-am organizat anii vieții noastre. În această seară vreau să vă aduc aminte, stimați ascultători, indiferent de momentele pe care le petrecem aici, indiferent de circumstanțele în care ne găsim, Dumnezeu ne-a dat fiecăruia dintre noi, între naștere și moarte, o viață. Această viață o administrăm după cum ni se pare bine. Această viață însă, în funcție de cum o administrăm, vom da socoteală în fața lui Dumnezeu. Apoi, dacă timpul împăcării este timpul pe care îl alegem noi, nu Dumnezeu, Dumnezeu alege doar timpul în care ne naștem. Dumnezeu alege doar timpul în care murim. Dumnezeu alege doar timpul în care ne judecă. Însă timpul în care ne împăcăm cu Dumnezeu, îl alegem noi. Dacă vrem să-L alegem, îl putem alege acum. Dacă vrem să-L amânăm, atunci avem libertatea aceasta, însă felul în care ne administrăm alegerile vieții, felul în care ne administrăm anii existenței noastre, îi dovedește lui Dumnezeu dacă pierdem sau câștigăm examenul vieții. În al doilea rând aș vrea să vă spun în această seară despre faptul că la Dumnezeu vin toți oamenii de pe pământ cu problemele și cu nevoile lor. Dacă citim în Biblie, vom constata că mulțimi de oameni au mers după Iisus Hristos. Însă motivul care i-a determinat să vină a fost curiozitatea. De aceea eu îi numesc curioși. Sunt mulți curioși și aici. Oameni care vin din curiozitate. Interesul lor este doar curiozitatea. Și niciodată ei nu au trecut de simpla curiozitate. O altă categorie de oameni care l-au urmat pe Iisus Hristos sunt convinși. Oameni care au convingeri logice, intelectuale, academice, dar care niciodată nu trăiesc cu fapta aceste convingeri. A treia categorie de oameni care l-au urmat pe Domnul Iisus Hristos sunt chemații. Cei 12 ucenici au fost chemați de Iisus Hristos. Noi toți suntem chemați de Iisus Hristos. Cum răspundem chemării lui Iisus Hristos, aceasta este problema noastră, este alegerea noastră. Adevărul este că pe lângă curioși, pe lângă convinși, pe lângă chemați, sunt și oameni care se dedică lui Dumnezeu. Oameni care între naștere și moarte își administrează viața, alegând în mod conștient, personal și voluntar împăcarea cu Dumnezeu și dedicându-și întreaga existență lui Dumnezeu. Nu dedicând doar bani lui Dumnezeu, nu dedicând doar lucrul lui Dumnezeu, ci dedicând viața lor, dedicând-o lui Dumnezeu. Sunt însă piedici atunci când oamenii vor să se împace cu Dumnezeu.
Sunt atitudini când oamenii vor să se împace cu Dumnezeu. Gândiți-vă la următoarele. Una dintre atitudinile care caracterizează oamenii de pe pământ din vremea noastră este ignoranța. Sunt oameni care spun, nu știu. Nici măcar nu știu că trebuie să mă împac cu Dumnezeu. Nici măcar nu știu ce trebuie să fac ca să mă împac cu Dumnezeu. Ignoranța este o atitudine dominantă în societatea noastră. Oameni care conduși de ignoranță spun, nu știu. O altă atitudine este indiferența. Nu mă interesează. Foarte mulți oameni sunt dominați de indiferență atunci când se vorbește despre împăcarea cu Dumnezeu. Indiferență nu există atunci când e vorba de viața intelectuală, viața materială, viața familială, viața socială, viața de afaceri, însă când este vorba de viața cu Dumnezeu, de relația cu Dumnezeu, oamenii manifestă indiferență. O altă atitudine este imitația. Oamenii încearcă să imite relația cu Dumnezeu, împăcarea. Noi putem imita multe lucruri. Dacă nu avem cafea, consumăm nechezol, dacă nu avem haină de piele, ne cumpărăm o geacă de scai, iar dacă nu vrem să ne împăcăm cu Dumnezeu, atunci imităm că ne-am împăcat cu Dumnezeu, ascunzându-ne în spatele tradițiilor, ale formelor, ale unei vieți duble. Aș vrea să mă apropii de încheiere cu mesajul meu, care vreau să fie scurt din respect pentru dumneavoastră, care din același respect vă expuneți și vă faceți vulnerabili în fața lui Dumnezeu, aici în parcul din Marghita, stând în ploaie. Vreau să închei și să vă spun că examenul unei vieți care vrea să se împace cu Dumnezeu este pocăința. Nu este dărnicia. Nu este religiozitatea. Nu sunt faptele bune. Nu este viața de biserică. Nu este alte și alte atitudini posibile care au în ele mesajul de întoarcere la Dumnezeu. Adevăratul examen care face dovada împăcării cu Dumnezeu este pocăința. Ioan a stat în fața unui public numeros și a spus, pocăiți-vă pentru că împărăția lui Dumnezeu este aproape. Persoanele care s-au pocăit au fost botezate de Ioan. Persoanele care nu s-au pocăit și au imitat că se pocăiesc, au amânat să se pocăiască. Acelea au fost respinse și Ioan Botezătorul a folosit cuvinte agresive spunându-le, pui de năpârci, oameni duplicitari, plecați de la mine. Ei au fost respinși. Ce este pocăința? Privind în Biblie vom constata câteva lucruri. Primul lucru pe care îl constatăm este jalea pocăinței. Jalea pocăinței. Stimați ascultători, pocăința este o atitudine umană. La vârsta aceasta regret multe lucruri pe care le-am făcut, dar regret și multe lucruri pe care nu le-am făcut și trebuia să le fac. Mă căiesc, îmi pare rău, am remușcări, regret. Această atitudine a mea vine din înțelegerea pe care o am acum, dar n-am avut-o atunci. În anii din urmă am făcut lucruri de care mi-este rușine acum. Mă pocăiesc de lucrurile acestea, le regret. Deseori am vorbit urât oamenilor când nu-L cunoșteam pe Dumnezeu. Deseori am refuzat să fac bine când puteam să-L fac. Deseori am făcut rău când puteam să mă abțin. În vremea aceea am apreciat că este corect să mă comport așa. Acum, după ce anii au trecut, după ce am căpătat altă înțelegere a vieții, după ce experiența m-a ajutat să privesc viața de pe o altă poziție, acum îmi este rușine de atitudinile din trecut. Mă căiesc de atitudinile acelea. Pocăința, în primul rând, înseamnă jale, plâns, regret, părere de rău, remușcare. Un Dumnezeu care mi-a purtat de grijă 40 de ani, 20 de ani, eu am stat cu spatele la El. L-am neglijat, nu mi-a păsat de El. Am crezut că trupul acesta este pentru ca să mă satisfac pe mine și plăcerile mele. Nu mi-a păsat de Dumnezeu și de legile Lui, nu i-am adus onoare, nu L-am respectat, nu L-am iubit, nu L-am citit. Mi-a trimis cartea, Biblia, și n-am citit-o 20 de ani, nu m-a interesat ce îmi spune în cartea aceasta, însă acum îmi pare rău de cei de 20 de ani. M-am purtat frumos cu oamenii, m-am purtat frumos cu mine, însă cu Dumnezeu m-am purtat urât. Acum, la vârsta aceasta, îmi pare rău. Dacă aș putea să dau ani înapoi, nu mai m-aș purta așa. Nu mai m-aș comporta așa. Multe dintre atitudinile care fac parte din trecutul meu, nu le-aș mai face niciodată. Iar altele care lipsesc, le-aș aduce în viața mea.
Însă niciodată nu mai am oportunitatea să mai trăiesc încă o dată. Primii 20 de ani care i-am trăit fără Dumnezeu au fost ani guvernați de niște principii imorale, de instinctele primare care m-au condus, de lipsa, de absența cărții lui Dumnezeu și a principiilor lui, de absența rugăciunii, de absența Bibliei, de absența bisericii. Am crezut că pot face carieră din sport, am crezut că cu trupul acesta pot să fac ce vreau și ce-mi place, am crezut că sunt propriul stăpân, am crezut că nu există Dumnezeu, am crezut că nu există iad și rai. Acum principiile mele s-au schimbat. Regret, îmi pare rău, am remușcări și ceea ce mai pot să fac pentru cei 20 de ani pierduți este jalea care exprimă căința din sufletul meu. O, Dumnezeule, dacă mai mi-ai da încă o dată anii pe care i-am pierdut, nu i-aș mai folosi în mod meschin, murdar, duplicitar și ascuns. Sunt aici persoane care spun: Doamne, nu mai mi-aș înșela niciodată soția. Doamne, nu aș mai minți, nu aș mai fura niciodată. Doamne, nu mai mi-aș batjocori și agresa niciodată părinții. Doamne, nu mai mi-aș cheltui niciodată munca pe alcool sau pe lucruri nefolositoare, timp în care copiii mei duc lipsă de banană sau de ciocolată. Și multe alte atitudini le-am regretat. Atitudini pe care la momentul acela n-am avut nici înțelepciunea și nici puterea să le respingem, dar și lucruri care cei din viața noastră așteptau să le facem și nu le-am făcut. Multora dintre noi le pare rău pentru că au ajuns la divorț, pentru că n-au avut o atitudine mai bună față de soț și de soție. Mulți regretă că și-au pierdut copii care au ajuns rău datorită lipsei de educație, datorită lipsei de exemplu personal. Tată care nu l-a interesat de copiii lui, mamă care a neglijat educația copiilor, astăzi regretă. Ceea ce mai pot să facă este să-și manifeste jalea, remușcarea, căința, părerea de rău pentru lucruri făcute rău sau pentru lucruri bune nefăcute. Când stăm în fața lui Dumnezeu, un Dumnezeu care ne iubește pe toți, un Dumnezeu care face să răsară soarele peste toți, un Dumnezeu care lasă ploaie peste noi toți, un Dumnezeu care ne-a dat copii tuturora, care ne-a dat un trup sănătos, oportunitatea să muncim și să ne câștigăm existența. Realizăm în momentele acestea, la vârsta aceasta, la experiența pe care o avem acum, ne pare rău de mulți dintre anii din trecutul nostru. Regretăm multe atitudini cu care l-am ofensat pe Dumnezeu. Regretăm timpul pierdut și folosit în mod păcătos. Regretăm sănătatea cheltuită pe lucruri murdare, banii cheltuiți pentru păcat, relațiile făcute cu interese meschine, prieteniile făcute cu scop murdar. Regretăm toate aceste lucruri. Pocăință înseamnă, în primul rând, părere de rău. Dacă în această seară nu ai pentru ce să-ți pară rău, este o seară pierdută pentru tine. Dumnezeu ți este indiferent, tu ești un om destul de bun, n-ai nicio nevoie să te împaci cu Dumnezeu. Dar dacă te simți vinovat, dacă realizezi că ești doar un om făcut din țărână, un om care de multe ori ai fost condus în mod păcătos de instincte, de pofte, de interese, în această seară pocăință înseamnă jale. Să stai în fața lui Dumnezeu și să spui: Doamne, îmi pare rău, iartă-mă, primește-mă, fie-ți milă de mine. În al doilea rând, pocăință înseamnă jug. Să te întorci la Dumnezeu și să te împaci cu Dumnezeu nu înseamnă doar să mergi la biserică, nu înseamnă doar să cânți, nu înseamnă doar să faci dărnicie. Jalea pocăinței, care are legătură cu trecutul, este urmată de jugul pocăinței, care are legătură cu prezentul. În această seară, noi toți suntem chemați să ne căim de trecutul nostru, dar în același timp să ne cenzurăm gândurile, sentimentele, atitudinile, comportamentul din prezent. Pocăința este un jug. Pocăința este o imensă responsabilitate
în fața lui Dumnezeu. Nu-ți poți permite să faci ce vrei cu viața ta. Nu-ți poți permite să faci ce vrei cu timpul tău. Nu-ți poți permite să faci ce vrei cu viitorul tău. Pentru că relația cu Dumnezeu te obligă. Până să mă căsătoresc, atâta timp cât am fost neînsurat, am făcut ce am vrut cu viața mea. Am mers într-o seară cu o fată, în altă seară cu o altă fată, m-am întors acasă când mi-a plăcut, am avut prietenii pe care mi-am dorit. Când m-am căsătorit, dintr-o dată, am devenit obligat față de soția mea și ea obligată față de mine. De atunci, nu mai mi-am permis să merg într-o seară cu o fată și în altă seară cu o altă fată, pentru că m-am căsătorit. În fiecare seară mergeam cu aceeași femeie, cu soția mea. Atunci când te căsătorești, ai responsabilități față de soție și față de soț. O grămadă de lucruri pe care le făceai înainte de căsătorie, nu ți le mai permiți. Lucrul acesta este un jug. Toți cei care sunteți căsătoriți aici, știți că viața de familie este un jug. Este un jug pe care trebuie să-l porți. O serie de atitudini nu ți le mai poți permite. Nu mai vrei să ți le permiți. Nu-ți mai poți permite foarte multe lucruri. La fel se întâmplă când te împaci cu Dumnezeu. Dumnezeu nu este o idee, Dumnezeu este o persoană. Când te împaci cu Dumnezeu, atunci relația cu acest Dumnezeu te obligă și te face responsabil. Nu-l mai poți sluji pe diavolul. Nu mai poți face ce vrei cu inima ta, pentru că este a lui Dumnezeu. Nu mai poți face ce vrei cu tine, pentru că tu ești a lui Dumnezeu. Nu mai poți face ce vrei cu viitorul tău, pentru că el este a lui Dumnezeu. Relația cu Dumnezeu te obligă. Asta este ca un jug pe care îl porți. Îți cenzurezi gândurile, îți cenzurezi sentimentele, îți cenzurezi prioritățile, valorile, anturajul, prietenii, felul în care îți cheltui timpul, banii și perspectivele de viitor. Pe toate le cenzurezi. Pentru că relația cu Dumnezeu te obligă să ai grijă ce faci. Până să-L cunoști pe Dumnezeu, n-a existat roșu și verde. N-a existat păcat și sfințenie. Ce ți-a plăcut, ai făcut. Atunci când te întâlnești cu Dumnezeu, dintr-o dată Dumnezeu pune limite. La stânga este păcat, lucruri nepermise. La dreapta este neprihănire, lucruri permise. Pocăința este un jug, un jug pe care trebuie să-l porți. Trebuie să-l porți cu responsabilitate. Trebuie să-l porți cu demnitate. Trebuie să-l porți în cunoștință de cauză. Este o onoare pentru mine să-L urmez pe Dumnezeu. Este o onoare pentru mine să trăiesc între limitele principiilor lui Dumnezeu. Este o onoare pentru mine să trăiesc așa cum a trăit Iisus Hristos. Este o onoare pentru mine să știu că atunci când existența mea se va termina, Dumnezeul pe care L-am iubit și L-am slujit nu cu vorba, ci cu fapta, îmi va spune: vino, rob bun și credincios. Pocăința este o jale, este un jug, dar este și un jubileu. Astăzi nu există niciun jubileu în pocăință. Oamenii care se împacă cu Dumnezeu, oamenii care se întorc la Dumnezeu, de multe ori sunt ironizați, de multe ori sunt disprețuiți, pentru că se vede doar jalea pocăinței astăzi și se vede doar jugul pocăinței astăzi. Dar jubileul pocăinței încă nu se vede, pentru că încă nu s-a întors Iisus Hristos. Dar când Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul Iisus Hristos, se va întoarce, pocăința nu va mai avea nicio jale și niciun jug și toate vor fi preschimbate într-un jubileu veșnic. Atunci când se va întoarce Marele Rege, Maestatea Universului, Regele Regilor și Domnul Domnilor, Iisus Hristos, dacă nu te-ai împăcat cu El, omule, unde vei fi atunci? Există un singur loc pentru categoria de oameni care nu s-au împăcat cu Dumnezeu: iadul. Nu are nicio importanță ce religie ai avut. Dacă religia pe care o ai nu te conduce la împăcare cu Dumnezeu, ai o religie greșită. Dacă religia pe care o ai nu implică jale pentru păcat, nu implică un jug al sfințeniei pe care trebuie să-l porți, al valorilor lui Dumnezeu pe care trebuie să le trăiești, nu-ți poți permite să faci ce vrei cu viața ta. Tu ești al lui Dumnezeu. Tu ești dedicat pentru Dumnezeu și pentru neprihănirea lui Dumnezeu. Nu-ți poți permite să trăiești în păcat și să aștepți cerul. Aceasta este o iluzie. Este pentru copii.
Noi suntem adulți. Noi știm că dacă justiția face dreptate, în ciuda faptului că nu reușește la modul absolut întotdeauna, cu atât mai mult Dumnezeul cerului și al pământului este în stare să facă dreptate. Când se va întoarce Regele Iisus Hristos, El va face dreptate cu tine și cu mine. Atunci nu va mai exista jalea pocăinței, ea este pentru astăzi. Atunci nu va mai exista jugul pocăinței, el este pentru astăzi. Atunci va exista doar jubileul pocăinței. Regele Iisus Hristos va veni ca maestate, va veni ca cel ce guvernează cosmosul. Nu se va mai naște într-un grajd, între vite, ca un prunc. Nu va mai alerga Irod să-l ucidă. Nu-l va mai lovi Pilat și ostașii lui. Nu-i vor mai bătea cuie în mâini și în picioare. Nu-l va mai scuipa nimeni. Nu va mai fi doar un om plin de sânge, nemâncat și însetat, cerând un pic de apă, el care este apa vieții. Va veni în calitate de guvernator cosmic, în calitate de Dumnezeu. Atunci, dacă pocăința pe care o ai are o jale, dacă religia pe care are jale pentru păcat, dacă religia pe care o ai are un jug pe care îl porți cu responsabilitate, ferindu-te de păcat și practicând neprihănirea, atunci vei intra într-un jubileu veșnic al sărbătorii lui Iisus Hristos. Dar dacă nu-ți pare rău pentru păcatul care l-ai făcut, dacă nu-ți asumi responsabilitatea să trăiești drept după principiile lui Dumnezeu, cum îți permiți în această seară să crezi că vei merge în cer și Dumnezeu va popula cerul cu oameni care au trăit cu spatele la El, timp în care au spus, eu am religia mea, o religie fără jale și o religie fără jug? Cine vrea nota 10 trebuie să învețe, trebuie să muncească, trebuie să tocească, trebuie să stea în casă și să se abțină de la timp pierdut, de la excursii, și trebuie să învețe, să memoreze și să tragă tare, pentru că urmează examenul. Jubileul unui examen nu stă în întâmplare, ci în învățare, în repetiție, în memorare, în muncă. Examenul împăcării cu Dumnezeu este pocăința. Este schimbarea vieții prin puterea lui Dumnezeu. Aveam 21 de ani când pentru prima oară m-am confruntat cu propunerea lui Dumnezeu să mă pocăiesc. Am știut despre cuvântul acesta doar lucruri urâte. Mi s-a părut că înseamnă să renunți la bucuriile vieții. Mi s-a părut că înseamnă să-ți pierzi tinerețea și să renunți la tot ce este frumos și demn. Însă când Dumnezeu m-a chemat și mi-a prezentat frumusețea sa, mi-a prezentat prietenia sa, mi-a prezentat iertarea păcatelor pe care vrea să mi-o dea, vindecarea trupului pe care vrea să mi-o dea, perspectiva cu el în viața aceasta și în viața de dincolo, atunci m-a umilit bunătatea pe care nu o meritam. Am știut că merit să fiu pedepsit pentru că i-am făcut rău lui Dumnezeu. Am avut valori păcătoase. Mi-am făcut de cap cu viața mea. Am făcut lucruri pe care Biblia le condamnă și nu am făcut lucruri pe care Biblia le cere. În seara aceea mi-a fost rușine de mine. M-am așezat în fața lui Dumnezeu și o stare de tristețe, de jale, de căință mi-a cuprins sufletul. Și am spus, Doamne, am iubit oameni care și-au bătut joc de mine. Am iubit fete și băieți care mi-au vrut doar banii și m-au manipulat. Iar pe tine, minunatul meu prieten și tată, nu te-am iubit. Ți-am întors spatele și am fugit de tine. Te-am tratat ca pe o religie. Am crezut că tu ești o idee. Ți-am întors spatele, Doamne, mi-am cheltuit tinerețea cu lucruri josnice. N-am știut că Tu ești un Dumnezeu care meriți onoarea. În seara aceasta mi-e rușine de mine. Vreau să mă întorc cu fața la Tine și să spun unei lumi întregi că eu am mers pe un drum greșit. Și în seara aceasta sufletul meu e cuprins de jale, o jale justificată, o jale conștientă, o jale personală, o jale voluntară. Este expresia părerii de rău pentru despărțirea de Tine, Doamne. Am trăit în păcat, am trăit cu spatele la Cartea Sfântă. Nu mi-a păsat de Tine și de cerul Tău. Am crezut că religia mea Te poate înlocui. A fost o stare de jale în sufletul meu.
Însă în seara aceea Dumnezeu a venit la mine și mi-a spus, te iert, dar să nu mai păcătuiești. Și de atunci există un jug pe care îl port. Există un jug al neprihănirii. Și dacă mi-am permis până atunci să trăiesc în păcat, puterea lui Dumnezeu a venit peste mine. Și de atunci Duhul Sfânt mi-a dat puterea de a înfăptui neprihănirea lui Dumnezeu. Și port un jug al lui Iisus Hristos. Când se va întoarce, mă va recunoaște nu după numele meu, nu după costumul meu, nu după cetățenia mea, nu după mașina care este în fața porții parcului. Mă va cunoaște după jugul lui pe care l-am purtat cu demnitate. Când se va întoarce Iisus Hristos, nu poate să nu recunoască că există un om care a plâns cu jale în fața lui, rușinat de păcatul în care a trăit. Un om care și-a asumat responsabilitatea să trăiască pentru onoarea lui și în lumea aceasta destrăbălată să fie un reprezentant al valorilor cerești. Când se va întoarce Hristos, El va recunoaște oamenii aceștia după jugul care îl poartă. Este un jug al neprihănirii, un jug al abstinenței, un jug al demnității, un jug al onoarei, un jug al pocăinței. Hristos Domnul, când se va întoarce, când pământul va fi incendiat de foc și nimicit, când totul se va transforma în infern, se va transforma nu înainte să se întoarcă El și să-i recunoască după jugul care l-au purtat pe cei care și-au asumat responsabilitatea să-L urmeze. Atunci va dispărea jalea, atunci va dispărea jugul și va începe jubileul și sărbătoarea veșnică. Împăcarea cu Dumnezeu va fi singurul lucru important. Astăzi important este să fii bogat. Astăzi important este să ai o funcție. Astăzi important este să fii sănătos. Astăzi important este să ai o afacere prosperă. Astăzi lucrurile acestea sunt importante. Pentru că acestea sunt reale, sunt palpabile, sunt de moment. Însă când pământul va arde, când banii și aurul vor fi nimiciți de foc, ce valoare vor mai avea? Când casele vor fi scrum, ce valoare vor mai avea? Când mașinile vor exploda, ce valoare vor mai avea? Când companiile vor fi distruse, ce valoare vor mai avea? Când pozițiile nu vor mai exista, ce valoare vor mai avea? Când va exista doar un cer nou unde locuiește Dumnezeu și neprihănirea, iar pământul este distrus de foc, singurul loc unde vom vrea să ajungem, ca și cei din Moldova astăzi, în casele lor există apă, n-au stat acolo că se înnecau, s-au urcat undeva unde era de trăit, în pod. Podul era locul de refugiu, podul era locul care îți oferea siguranță, îți oferea un loc cât de cât păzit de șuvoaiele care îți nimiceau viața. Atunci când pământul va fi făcut scrum, singurul loc care va rămâne neatins va fi podul, va fi cerul, însă acolo se duc oamenii care au parte de jubileu. Cine are parte de jubileu? Cei care au avut parte de jale și cei care au avut parte de jug. Jalea este o atitudine conștientă, personală și voluntară. Eu o aleg sau o resping. Aveam 21 de ani când am fost confruntat cu perspectiva asta. Am stat în fața propriei conștiințe și m-am gândit, ce vrei să faci cu viața ta? Ce vrei să faci cu viitorul tău? Era într-o parte Dumnezeu cu perspectiva veșnică a cerului, a fericirii, a protecției, a vindecării, a iertării păcatului. Un Dumnezeu care a guvernat cerul îmi propune mie prietenia, parteneriatul și înfierea. Eu, un om atât de obosit, atât de stresat, mă trezesc din ce în ce mai de dimineață, muncesc din ce în ce mai mult, mă culc din ce în ce mai târziu. Încerc să-mi organizez din ce în ce mai bine viața, pentru ca să pot face copiilor mei un viitor. Și simt că îmi trec lucrurile printre degete. Am ajuns la vârsta aceasta și nici nu știu când a trecut și ce am făcut cu ea. Mai am puțin, nici nu știu cât de puțin. Și mă va chema Dumnezeu acasă să-mi ceară socoteală, nu de câte case am făcut, ci de jalea și de jugul pe care le-am purtat sau nu. Nu de ce mașini am condus, nu de ce costum am purtat, nu în ce oraș am trăit, ci de jalea și de jugul pe care le-am purtat sau nu. Sunt responsabil de clipa aceasta care îmi stă în față și la vârsta care o am, vreau să aleg împăcarea cu Dumnezeu.
Însă examenul acestei împăcări este pocăința. Toți oamenii pretind că sunt împăcați cu Dumnezeu, însă nu toți oamenii se pocăiesc. Pocăința este examenul. Îl pierzi sau îl câștigi? O pocăință cu jale, cu regrete pentru trecut, o pocăință cu un jug unde ți asumi responsabilitățile morale ale Bibliei în prezent, are în viitor jubileul. Pocăința are trecut, jale. Pocăința are prezent, jug. Și pocăința are viitor, jubileul. Omule, în această seară te-am chemat aici, în parcul din Marghita, începând de la domnul primar și până la ultimul tânăr sau adolescent care este prezent aici, să vă spun în numele autorității lui Iisus Hristos și a Evangheliei lui veșnice numită Biblia, ai un suflet de care ești responsabil. Dacă aș putea să mă pocăiesc eu în locul tău, aș face-o în această seară fără să-ți cer voie. Dar eu nu pot să mănânc în locul tău. Eu nu pot să beau apă în locul tău. Nu pot să dorm în locul tău. Sunt lucruri pe care numai tu le poți face. Sau rămân nefăcute pentru întotdeauna. Numai tu te poți pocăi în această seară înaintea lui Dumnezeu, manifestând părere de rău pentru trecutul păcătos, manifestând asumarea responsabilităților principiilor lui Dumnezeu pentru prezent și așteptând cu speranță jubileul lui Dumnezeu. Sunt astăzi atitudini care încearcă să înlocuiască pocăința. Una dintre ele este compensația. Ce este compensația? Compensația este prejudecata, ideea greșită, potrivit căreia, dacă fac un lucru bun, mi se șterge un lucru rău. Dacă fac 10 lucruri bune, mi se șterge 10 lucruri rele. Și păcatele din trecutul meu le pot spăla prin lucruri bune pe care le fac acum. Pot compensa răul pe care l-am făcut până acum cu binele care am de gând să-l fac de acum încolo. Scumpi ascultători, dacă vrem cu 11 ouă să facem un chec, o prăjitură, un cozonac și le amestecăm cu un mixer electric sau manual într-un vas și 10 ouă sunt bune, iar la 11-lea este stricat, întreb, cine ar mai mânca din compoziția aceea? Îmi veți spune, nu mănânc, care un ou stricat. Și eu vă spun, da, domne, dar are 10 bune. O compoziție cu 100 de ouă bune, dacă are unul stricat, nu mai mănâncă nimeni. Și compoziția aceea este stricată datorită unui singur ou stricat. Viața dumitale morală, cinstită, etică, este stricată de un singur păcat. Compensația este o minciună. Răul făcut nu se va șterge niciodată. Un ou bun nu-l face bun pe cel stricat de lângă el. Și fiecare și are rolul lui. Însă cel rău strică toată compoziția. Compensația nu este pocăință. Faptul că ai făcut bine din când în când nu șterge răul pe care l-ai făcut. Răul pe care l-ai făcut, mic sau mare, des sau rar, va rămâne ca un rău în fața lui Dumnezeu și vei da socoteală în fața Domnului. A doua atitudine greșită care încearcă să înlocuiască pocăința este identificarea. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că eu mă identific cu persoane, cu religii, cu grupuri de oameni pe care îi știu buni înaintea lui Dumnezeu, crezând că dacă mă pun și eu printre ei, voi avea parte de ceea ce au ei. Adică, să presupunem că există o biserică care are un nume bun, formată din oameni extraordinari, atunci mă duc și eu în biserica aceea. Eu nu sunt ca ei, dar mă duc între ei și mă identific cu ei. Însă Dumnezeu vede că eu sunt negru și ei sunt albi, dar oamenii nu văd. Și pentru că m-am dus acolo și m-am identificat cu oamenii aceia, oamenii spun, însă Dumnezeu îmi cunoaște duplicitatea din inimă. Scumpul meu, poți să aparții cui vrei. Dacă în interior nu există neprihănire, degeaba aparții bisericii catolice, ortodoxe, penticostale, baptiste, reformate, grupului de oameni căreia îi aparții nu-ți dă valoare. Degeaba te identifici cu biserici renumite. Ceea ce îți dă valoare este împăcarea cu Dumnezeu. Și aceasta este o atitudine voluntară, personală, conștientă și trebuie să o faci acum și aici. Faptul că agrezi,
că te unești, că te identifici cu anumite grupuri de oameni, cu anumite biserici, cu anumite personalități, nu te ajută la nimic. Asta te ajută doar pe pământ, dar în cer, identificarea cu cineva nu te ajută. Singurul lucru care te ajută este identificarea cu Iisus Hristos prin pocăință. Însă pocăința are jale pentru trecut, juc pentru prezent și jubileu pentru viitor. O a treia atitudine greșită. Sunt cuvinte, gesturi și simboluri. Cuvinte, gesturi și simboluri. Astăzi sunt oameni care folosesc anumite cuvinte, crezându-le magice. Și spun anumite cuvinte crezând că aceste cuvinte sunt secretul. Și spun cuvintele astea. Spun aceste cuvinte. Alții folosesc anumite gesturi. Se închină într-un fel, fac anumite mătănii, crezând că asta le cere Dumnezeu. Însă ei trăiesc în păcat. Gândurile le sunt murdare. Gesturile le sunt murdare. Faptele le sunt murdare. Intențiile le sunt murdare. Totul e murdar. Însă fac gesturi. Spune-mi, dacă ți-ai înșelat soția în fiecare zi, dar în fiecare zi te-ai duce și te-ai pune în genunchi în fața ei, ar mulțumi-o cu ceva gestul de a te pune în genunchi? Nu. Ceea ce vrea soția mea e un soț fidel, un soț cinstit, un soț moral, un soț care își respectă nevasta fără ca să o mai înșele cu nimeni. Dumnezeu nu are nevoie de gesturile mele, are nevoie de mine. Dumnezeu are nevoie de inima mea, are nevoie să mă împac cu El și să manifest și să respect și să țin la această împăcare. Ultima atitudine despre care aș vrea să vă spun câteva cuvinte în această seară, ca o încercare nereușită a înlocuirii pocăinței adevărate, este viața dublă. Oamenii astăzi încearcă să trăiască o viață dublă, mulți dintre ei. Oare câți soți pe planeta Pământ par cinstiți în fața soțiilor lor, timp în care nu sunt? Oare câți soți spun adevărul când au spus că au fost în delegație? Oare câți soți spun adevărul când, fără să vină cu bani acasă, îi spun soției, am plătit amendă, m-a oprit poliția, însă ei au folosit în altă parte banii? Oare câți oameni trăiesc astăzi o viață dublă? În spatele unui costum negru cu cravată este o viață meschină. Hristos, când a fost pe pământ în calitate de mântuitor, s-a îndreptat spre oamenii cu viața dublă și le-a spus: oameni fără minte, de ce spălați paharul doar pe din afară, în aparență, dar pe interior e murdar? Cum vă puteți folosi de un pahar murdar pe interior? Asta e ca un mormânt, sădim flori pe mormânt, timp în care în interior sunt viermii care mănâncă trupul celui înmormântat. Viața dublă nu este o soluție. Pe mine mă convingeți, dar pe Dumnezeu, care cunoaște ce ai făcut azi noapte, ce ai făcut acum un an, ce ai făcut acum 10 ani, Dumnezeu care știe ce gândești, ce simți, de ce ești motivat, ce ai de gând să faci mâine. Stimați ascultători, în această seară nu suntem la un simplu concert, unde nu ni se cere nimic, doar ni se oferă senzație. În această seară suntem la o întâlnire cu Dumnezeu, unde ni se oferă informație din Biblie și ni se cere decizie. Care va fi decizia mea? Care va fi decizia dumitale? Aș vrea să te provoc în această seară să fii sincer cu viața dumitale. Și dacă eu nu pot să mă nasc când vreau, pentru că Dumnezeu hotărăște când mă nasc, dacă eu nu pot să mor când vreau, pentru că Dumnezeu hotărăște când mor, dacă eu nu pot merge sau respinge judecata lui Dumnezeu după cum îmi place, pentru că toți oamenii vor merge la judecată, totuși eu am oportunitatea să hotărăsc când mă împac cu Dumnezeu. M-am născut, voi muri și voi merge la judecată în momente pe care nu le aleg eu. Le alege Dumnezeu în providența Lui. Însă împăcarea cu Dumnezeu este în mâna mea. În această mână este destinul meu. Pentru că Dumnezeu L-a trimis pe Hristos să moară pentru mine. Și mi-a oferit oportunitatea ca în această seară să mă împac cu Dumnezeu. Hristos a murit pentru păcatele mele. Și eu mă pot căi de trecutul meu și Dumnezeu acceptă căința mea. Aici este Biblia care îmi spune că lucrul acesta este adevărat. De aceea
în această seară aș vrea să-ți arăt această carte. Aceasta este scrisoarea de iubire pe care ți-a trimis-o Dumnezeu. Privește-o. Dacă soția sau soțul ți-ar fi plecat în Spania la lucru și ar fi plecat de un an de zile și ți-ar fi trimis o scrisoare la două zile după ce a ajuns acolo, ai fi putut să ții scrisoarea un an de zile fără să o citești? Nu. Pentru că ți-e dor de omul lipit de sufletul tău, care acum e departe. Dimpotrivă, dacă nu te-ar asculta copiii, ai mai luat scrisoarea odată și ai mai citit-o. Și dacă n-ai avea bani să-ți plătești întreținerea, ai mai lua încă o dată scrisoarea aceea și ai mai recitit-o. Pentru că ți-ar face bine cuvintele celui plecat departe. Te-ar mângâia acele cuvinte. Dacă Dumnezeul acestei cărți e tată, te întreb, cum îți permiți să nu citești cuvintele lui care ți-ar oferi mângâiere, care te-ar binecuvânta, care te-ar încuraja, care te-ar ridica, care ți-ar oferi informație și orientare în această lume dezorientată? Dumnezeu ne-a oferit această carte pentru ca să știm care este adevărul în mijlocul acestor religii care ne sufocă, și l-a oferit pe Iisus Hristos ca să ne ierte păcatele. În seara aceasta este Dumnezeu în parcul din Marghita și provoacă sute de conștiințe prezente aici. Nici măcar nu mai plouă, prietene. Probabil că Dumnezeu a dat câteva picături să vadă dacă pleci acasă. Însă a văzut că n-ai plecat. Ai trecut primul examen. Apoi a oprit ploaia pentru ca să ai confort și liniște. Să te gândești în pace la cea mai importantă, necesară și urgentă problemă a vieții tale, împăcarea cu Dumnezeu. Și în această seară să-i spui Domnului: Doamne, întotdeauna am vrut să fiu un om bun, însă bunătatea aceasta mea este presărată cu păcate care mă fac păcătos în fața ta. Mă căiesc de orice păcat. În sufletul meu am o stare de umilință și de jale, Doamne, pentru că nu te-am urmat. La vârsta pe care o am, de un singur lucru îmi pare rău într-un mod evident. Îmi pare rău că nu l-am cunoscut pe Dumnezeu mai demult. Îmi pare rău că la vârsta de 17, 18, 19, 20 de ani am trăit fără Dumnezeu. Îmi este rușine de anii aceia. Îmi este rușine de alegerile de atunci. Îmi este rușine de prioritățile și de prietenii pe care mi-am avut. Îmi este rușine aproape de tot ce am făcut atunci. Am în sufletul meu remușcare. Dumnezeu este onorat de faptul că mie îmi pare rău, după cum eu sunt bucuros dacă copilul meu face un rău. Însă vine înaintea mea și îmi spune: tati, te rog, iartă-mă, așa de rău îmi pare. Dacă aud asta din gura copilului meu, sunt în stare să fac orice pentru el și orice ar fi făcut. Inima mea este bucuroasă pentru că îi pare rău și pentru că și-a cerut iertare. Nu doresc nimic mai mult de la el decât să-i pară rău și să văd că a fost un accident. În seara aceasta Dumnezeul meu este onorat pentru că vede în sufletul meu căință, regret, remușcare și tristețe pentru toate eșecurile vieții mele. L-am dezamăgit pe Dumnezeu de atâtea ori, dar în seara aceasta vreau să-i spun: îmi pare rău, Dumnezeule. Dacă aș mai putea să dau o dată timp înapoi, ceea ce nu se poate, n-aș mai face așa. Dar te rog, primește, Doamne, te asigur de jalea sufletului meu. Însă în același timp îmi asum responsabilitatea să nu mai repet imoralitatea pe care mi-am permis-o înainte să mă întâlnesc cu tine. Eram despărțit de tine, Doamne, eram divorțat de tine și în singurătatea mea mi-am permis păcatul. Dar acum am împăcat cu tine, Doamne. Acum am redevenit una. Acum suntem una, Doamne. Nu o să mai îmi permit ca în singurătatea despărțirii păcatele, ci acum faptul că sunt cu tine mă obligă să mă comport cu demnitate. Și în această stare, Doamne, să aștept revenirea lui Iisus Hristos. Tsunami, cutremure,
inundații. Planeta Pământ este atât de vulnerabilă. Găurile din stratul de ozon, amenințările de toate naturile, de toate felurile, amenință într-un mod din ce în ce mai agresiv viața de pe planeta Pământ. Ești atât de vulnerabil, omule, chiar dacă ai bani, indiferent cine ești, indiferent de proprietățile, de vârsta pe care o ai, ești atât de vulnerabil, depinzi de bătăile unei inimi care în fiecare minut îl întreabă pe Dumnezeu de 70 de ori să mai bat, și Dumnezeu spune da, să mai bat, da, să mai bat, da, dar într-o zi va spune nu. Până nu ajungi în clipa aceea, omule, împacă-te cu Dumnezeu. În seara aceasta este vremea ta. În seara aceasta este momentul potrivit. Momentul nașterii l-a hotărât Dumnezeu. Momentul morții îl vor hotărâ Dumnezeu. Dar între aceste două semne există decizia ta. Fă ce vrei cu ea. Dar Dumnezeu te-a provocat în seara aceasta. Dumnezeu și-a făcut datoria în seara aceasta. Vino înaintea Domnului de acolo de unde ești și lasă ca jalea să-ți umple sufletul pentru trecutul păcătos care l-a dezonorat. Păcatele noastre au smuls lacrimi din ochii lui Dumnezeu. Au smuls suferință din inima lui Dumnezeu. L-au smuls pe Hristos din cer și l-au adus pe planeta Pământ întrupat prin fecioară, într-o iesle. Și a murit pe cruce pentru că ne-a iubit, ca să moară în locul nostru și să ne ierte păcatele. Ce ar mai fi putut să facă Dumnezeu pentru 6 miliarde de pământeni decât să moară prin Fiul Său în locul lor? Pentru că aceștia să trăiască o stare de remușcare pentru anii pierduți și despărțiți de Dumnezeu, dar și să-și asume responsabilitatea împăcării cu Dumnezeu prin principiile pe care de astăzi, prin puterea lui Dumnezeu, le vor împlini, în speranța că sărbătoarea este un viitor care devine din ce în ce mai prezent. Este un viitor care devine din ce în ce mai prezent. Dacă la noapte ar veni Iisus Hristos, planeta aceasta ar lua foc, așa cum se va întâmpla într-o zi. Te întreb, unde-ți vei petrece veșnicia, în iad sau în rai? În această seară, aici, înainte să pleci, te rog, pentru sufletul și pentru veșnicia ta, hotărăște unde-ți vei petrece veșnicia. Un mare predicator care a trăit cu mult timp în urmă în America, el a devenit celebru, Moody îl chema, a făcut într-un mare oraș din America 6 seri, 7 seri de concert evanghelistic. Au fost cântece pentru onoarea Domnului, iar la sfârșit el a venit cu Evanghelia și a spus: este vremea împăcării. Și în fiecare seară la sfârșitul predicii spunea: sunt aici oameni care vor să se împace cu Dumnezeu, să vină aici înaintea Domnului să ne rugăm pentru ei. Și a făcut asta luni, marți, miercuri, joi, vineri. Și sâmbătă a predicat despre examenul împăcării. Și la sfârșit, în prezența la mii de oameni care aveau obraje plini de lacrimile pocăinței, a spus: sunt aici oameni care vor să se împace cu Dumnezeu printr-o decizie personală, conștientă și voluntară, să vină înaintea Domnului, să vină la Iisus care iubește și așteaptă cu mâinile străpunse. Și în timp ce oamenii se pregăteau să iasă dintre rânduri, el a spus: opriți-vă, opriți-vă, nu vom face asta în seara aceasta, opriți-vă, rămâneți acolo, vreau să încheiem și să mergem acasă. Mâine seară ne vom revedea pentru ultima seară de evangelizare, de concert evanghelistic. Tu care vrei să te predai în seara aceasta, mai aduți un prieten mâine seară și amândoi veniți înaintea lui Iisus. Adunarea este liberă, a spus Moody, și fiecare a plecat la casa lui. Au plecat de acolo oamenii împăcați cu Dumnezeu, oamenii mântuiți deja. Câți dintre dumneavoastră sunteți împăcați cu Dumnezeu în această seară? Vă rog, faceți un semn cu mâna ridicată. Sus, sus mâna, sus. Slăvit să fie Iisus Hristos și sângele Lui care a fost vărsat pentru dumneavoastră și v-a mântuit. Și oamenii aceia au plecat acasă. Dar au plecat acasă și oamenii neîmpăcați cu Dumnezeu, care erau gata să o facă în seara aceea. Dar El a spus: nu, mâine seară. În noaptea aceea orașul a fost incendiat, a fost cuprins de un foc devastator. Și foarte mulți dintre oamenii care au vrut să iasă în față și să se împace cu Dumnezeu au murit înainte să mai aibă oportunitatea de mâine seară.
Restul zilelor, scria Moody, le-a trăit cu o remușcare teribilă, că Dumnezeu va cere sângele acelor oameni din mâna lui, pentru că el și-a permis să le spună: duceți-vă acasă până mâine seară. Cum să vă spun eu să plecați acasă până mâine seară, când știu că sunteți vulnerabili ca și mine și în noaptea aceasta viața multora dintre noi se poate opri? Cine sunt eu să vă spun în această seară: mergeți acasă așa nemântuiți cum sunteți? Pentru că răspund eu. Cu ce să răspund eu? Când Hristos s-a grăbit să vină în lumea noastră cu 2000 de ani în urmă și a murit pentru noi, că este necesar, pentru că e urgent și pentru că este important. În seara aceasta să nu pleci acasă de aici. Să mai stai puțin. Oricât de tare te grăbești, te rog să mai stai puțin. Pentru că vreau să spun în această seară să vii aici. Aici este locul tău, în prezența lui Dumnezeu. Și lasă-L pe El să intre în inima ta. Acolo este locul Lui, în inima ta. Vreau să vă invit pe toți cei care până în seara aceasta n-ați luat decizia să vă împăcați cu Dumnezeu, prin credința în Iisus Hristos și printr-o atitudine de căință, cu jale pentru trecut, cu jug pentru prezent și cu jubileu pentru viitor. În această seară vă cer în numele lui Iisus, de dragul veșniciei și sufletului dumneavoastră, să vă împăcați cu Dumnezeu, acum și aici. Vreau să vă spun o întâmplare, ultima pe care vă spun. Alexandru Macedon, fiul lui Filip, marele rege al Greciei, care a fost un mare războinic și a anexat țările timpului său la marele Imperiu Macedonian, avea obiceiul, atunci când cucerea un nou oraș, el era o spaimă și armata lui pentru orașele din vremea aceea. Orice oraș care auzea că armatele lui Alexandru Macedon s-au apropiat de ei, blocau porțile, urcau pe zidurile care înconjurau orașul, de aceea orașele de atunci se numeau cetăți, urcau tot felul de pietre, de smoală încinsă, de apă clocotită și se încuiau în cetate de frica lui Alexandru Macedon și a armatei lui. Însă Alexandru, înainte să vină și să nimicească toată cetatea, să treacă prin ascuțișul sabiei bărbați și femei, animale și oameni, le oferea oportunitatea împăcării. Trimitea un bărbat cu un glas de tunet și cu o făclie în mână în fața porții cetății și acest crainic spunea: locuitori ai orașului Marghita, Alexandru Macedon, marele rege cu armata lui, a înconjurat cetatea. În câteva zile cetatea aceasta va deveni o ruină. Orice ființă din interior va muri. Însă marele rege vă cere să vă predați. Am să aprind o făclie. Am să o înfig aici în nisip. Și atâta timp cât va arde făclia, oricare dintre voi vreți să vă împăcați cu regele, deschideți porțile, ieșiți pe cuvântul marelui rege că veți trăi. N-o să vă atingă nimeni cu un deget. Veți deveni parte din marele imperiu al cuceritorului Macedon. Deschideți porțile, oameni buni. Veți muri dacă rămâneți încuiați acolo. Deschideți porțile și ieșiți. Atâta timp cât arde făclia, aveți timp să veniți și să vă predați. Dătea foc făcliei, o înfigea în nisip și se retrăgea. Și era un moment teribil de alegere. Erai acolo frământat, ce să faci? Să ieși sau să rămâi? Omule, cum să rămâi, că te omoară? Omule, de ce rămâi acolo? Acolo e moartea. Peste câteva clipe va fi foc, va fi armata, nu va mai exista viață. Ce motiv ai să mori? De ce vrei să mori? Viața e afară. Viața e afară și ți se oferă ție în dar. Te chem în această seară să înțelegi că această întâmplare este așa de potrivită pentru seara aceasta. Iisus Hristos te cheamă ca să manifesti credință în El. Și în această seară, în următoarele secunde, vă cer tuturor care sunteți aici,
dincolo de cei care deja s-au împăcat cu Dumnezeu anii trecuți. Dacă sunt printre dumneavoastră persoane care până în această seară nu s-au împăcat cu Dumnezeu și în seara aceasta prin credință și cu pocăință, cu căință, vor să se împace cu Dumnezeu, vă rog, exprimați decizia din interior printr-un gest, să ridicați mâna pentru câteva secunde. Sus, mâna dumneavoastră. Sus. Sus, mai sus. Mulțumesc. Sus. 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 În numele lui Iisus Hristos, mâna aceasta ridicată poartă către cer mesajul împăcării. Dumnezeu vede mâna mea și vede mâna ta. Aș vrea să-mi permiteți în această seară să ne rugăm lui Dumnezeu și să chemăm să se deschidă cerul și promisiunea lui Iisus Hristos că va ierta și va mântui să se împlinească chiar acum. În această Biblie, cartea lui Dumnezeu, a promis Iisus Hristos că sângele lui iartă păcatele. În această carte, cartea lui Dumnezeu, există angajamentul lui Dumnezeu că privește căința, pocăința și credința oamenilor și că El aduce împăcarea cu Tatăl. De aceea vă cer tuturor să stăm în picioare înaintea lui Dumnezeu pentru un moment de rugăciune. O, Tatăl nostru care ești în ceruri, în această seară a coborât cerul pe pământ aici în parcul din Marghita. De aceea vrem să ne rugăm cu credință în rugăciunea noastră și în numele lui Iisus Hristos care este Mântuitorul, să-ți cerem și să te rugăm, Tată, privește la mâinile ridicate chiar acum, care sunt expresia credinței în Biblie și în Iisus Hristos. Și privește la mâinile ridicate chiar acum, care exprimă pocăința ca o jale pentru trecut, ca un jug pentru prezent și ca o speranță a jubileului din viitor. Tată, împlinește-ți promisiunile care le-ai făcut. Am predicat Evanghelia ta acestor oameni și ei au crezut cuvântul tău. Au reacționat cu pocăință și credință la cuvântul tău. Acum te rog, Tată, împlinește-ți promisiunea și iartă-le păcatele, chiar acum în numele lui Iisus Hristos. Doamne, distruge orice legătură, distruge, te rog, orice apăsare și eliberează-i în numele dragostei Fiului Tău. În numele lui Iisus, fă-i liber, Tată, și mântuiește-i. Dacă sunt bolnavi, în autoritatea sângelui lui Hristos, mă rog, vindecă-i. Tu ești un Dumnezeu care ai autoritate de plină în cer și pe pământ. Dacă au probleme acasă, dacă au lipsuri, dacă au neînțelegeri, dacă sunt la un pas să divorțeze, dacă au alte probleme de altă natură, întinde-ți mâna, Dumnezeul meu! În numele lui Iisus te implorăm, întinde-ți mâna peste ei și fă-i o binecuvântare când se vor duce acasă. Și dacă familiile lor, dacă colegilor, dacă cineva în drumul lor îi va descuraja, disprețuindu-i pentru decizia din această seară, Tată, te rog, întărește-i în numele lui Iisus! Garda ta de îngeri și Duhul Sfânt să fie în inima lor. Îți cerem ca Duhul Sfânt să intre în inima lor, Doamne. Te rog în numele Domnului Iisus, călăujește-i spre Biblie, spre rugăciune, spre părtășie frățească, spre bisericile din oraș, unde să crească spiritual și să te cunoască pe tine și măreția ta. Și să se dezvolte în inima lor siguranța că Tu te vei întoarce cu jubileul, Doamne. Vreau să mă rog pentru orașul acesta. Vreau să mă rog pentru administrația lui, pentru primar, pentru viceprimar, pentru orice demnitate din orașul Marghita. În numele lui Iisus, Tată, te rog, mântuiește-i!